mi-a făcut să trebuie la fost întâlnire în master, să ne să vorbim în public și să învățăm cum facem asta foarte bine. Să vă întreb ceva, cine pentru prima oară în sală? Bravo, Bogiu, bine ați venit să ne revedem cât mai des. Cred că ne lăsa cu oară pentru prima oară. Pentru cei noi, să le spunem ce este Sticlăfarele. Sticlăfarele e un brand de voluntariat care există de peste 5 ani de zile. Ne desfășoară în aproximativ 4 orașe din România, plus Amsterdam și Londra. De vreo 5 ani. Apoi avem o grămadă de experiență la face treaba asta. Eu am o grămadă de emoții, cum am făcut microfonul. Mă auziți și fără? O, scuze! Bine ca prieteni foarte. Așa. Bun. Cum se învață? Pentru că v-am zis de la bun început că ne aflăm pentru a învăța să vorbim bine în public. Cum facem asta? Ei bine, există trei canale de învățare. Primul dintre ele sunt cel care ne produce tuturor, inclusiv din o grămadă de emoții, în tocmai ceva. Dar e minunat. Al doilea dintre ele e în momentul în care noi ceilalți când suntem în public, îi dăm celui care a vorbit în feedback. Îi spunem ce ne-a plăcut, ce ne-a plăcut să îmbunătățească la speech-ul lui. Iar în momentul în care facem asta, de fapt, selectăm pentru noi propriile noastre priorități și lucruri bune pe care trebuie să le băgăm într-un speech pe care sunt bine, aici în față, sau oriunde în altă parte. De aceea, de al treilea canal de învățare este prin simplu observație. Suntem atenți, vedem ce se întâmplă pe scenă, vedem ce sunt de copii din sală, și așa mai departe. Toată treaba asta conduce la a fi speaker, dulce, dulce, mai bun. Dar ne depășim teama de a vorbi în public și de a o transforma într-o energie mai mult decât pozitivă, care să ne ajute să avem speaker de succes. Asta e introducerea. Am să fac.